Bună seara tuturor și bun venit la prezentarea noastră. Această prezentare vă este oferită de către compania românească Freeways Global, producător în domeniul sănătății. Așa cum știți deja, invitatul nostru special din această seară este doctorul Cătălin Luca, medic primar de medicină generală cu competențe în medicina alternativă. Și în acest sens vom aminti Ayurveda pe care a studiat-o în India, noua medicină germană, apifitoterapia, acupunctura și de asemenea a participat la foarte multe studii de caz datorită activității sale practice de peste 20 de ani. În această seară, doctorul Cătălin Luca ne va vorbi despre două dintre cele mai iubite produse ale companiei. Este vorba de zeolit și de argintul coloidal. Vom afla cu siguranță multe lucruri interesante și avem din partea companiei o promoție specială, o promoție care vizează ambele produse, deoarece ele merg foarte bine mână în mână. Și pentru că se dorește de către companie ca aceste produse să poată să ajungă la oricare dintre noi, s-a lansat acest program de promoții. Ce înseamnă promoția? Și cum puteți să comandați în varianta în care alegeți să faceți acest lucru după prezentare? În primul rând, ați fost invitați la această conferință de către cineva, fie că este vorba de o persoană cu care ați stat de vorbă, fie că ați găsit un link pe internet. Rugămintea noastră este să reveniți la acea persoană sau la acel link, pentru că acolo găsiți detalii despre cum puteți să faceți comanda. Comanda se plasează din secțiunea promoții și este valabilă doar 24 de ore. Nu căutați acum linkul de promoție pentru că nu este încă disponibil. El va fi activ de la noapte, de la ora 0, toată ziua de miercuri, adică toată ziua de mâine. Însă, deși promoția este valabilă teoretic 24 de ore, din experiență vă spun că de multe ori promoțiile s-au terminat mult mai repede, deoarece ele sunt valabile doar în limita stocului dedicat. Și fiind vorba de două vedete ale companiei, este posibil ca acest stoc, deși de data aceasta este mult mai mare decât la alte promoții anterioare, tocmai știindu-se că sunt produse foarte dorite, deci, deși stocul este foarte mare, eu vă recomand celor care vă doriți cu adevărat produsele să plasați comenzile cât mai rapid, deoarece ele se preiau de către companie în ordinea plasării acestora. Deci, primul sosit, primul servit. Cum se plasează această comandă? Va fi un link special, unic, pe care veți găsi ambele produse. Deci nu puteți să comandați separat produsele. Comandați un pachet pe care îl plătiți și mai primiți încă unul gratuit din partea companiei, ceea ce este un lucru extraordinar. Însă haideți să aflăm la ce ne pot ajuta aceste produse și cum pot ele să fie utile organismului nostru. Și doar pentru acest lucru, noi așa l-am invitat pe doctorul Cătălin Luca. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit din nou alături de noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Astăzi o să vorbim despre două produse cu adevărat foarte îndrăgite și mult folosite, chiar de ani și ani de zile. Cu alte cuvinte, există o experiență atât teoretică cât și practică
îndelungată cu privire la cele două produse, zeolitul, da, mineral zeolit și argintul coloidal. Eu aș vrea, dacă sunteți și noastră de acord, având în vedere, uitându-mă puțin pe lista celor care sunt intrați, sunt persoane care participă marțea și care au auzit prezentările pe care le-am făcut și în alte dăți vis-a-vis de zeolit și de argint coloidal. Și de aceea, în măsura în care doriți și voi, m-aș bucura să facem un dialog cu privire la experiența pe care voi ați acumulat-o vis-a-vis de argintul sau de zeolit, cazurile sau situațiile cu care v-ați întâlnit în urma administrării sau la care ați administrat aceste două produse și cum a mers, ca să spunem așa, aceasta, cum ați perceput reacțiile celor care cărora le-ați administrat sau situațiile cu care v-ați confruntat. Pentru că, repet, din punct de vedere teoretic, despre zeolit am vorbit de multe ori. Din punct de vedere teoretic, despre argint am vorbit de multe ori. Și, bine, dacă doriți, eu pot să reiau aceste informații, să vă dau anumite informații despre zeolit și argintul coloidal, dar aș vrea cumva să personalizăm deja aceste aspecte legate de zeolit, pentru că această personalizare va ajuta cumva ca aceste elemente care țin de fapt de zeolit și de argint coloidal să se impregneze, să se implementeze cumva și în conștiința noastră, pentru a ne ajuta după aceea ca o experiență ulterioară. Ca și cum să învățăm și din experiențele celorlalți, de fapt, cum se percepe sau cum este perceput zeolitul și argintul coloidal de către oameni. Pentru că, repet, de-a lungul timpului am putut să văd, sunt ani și ani de zile în care noi am lucrat cu zeolit și percepția pe care am avut-o vis-a-vis de pacienți, efectele pe care ei le-au perceput, au fost extrem de variate și de foarte multe ori, aș spune eu, chiar miraculoase. Și când spun asta, credeți-mă, o spun dintr-o perspectivă a unei experiențe destul de vaste vis-a-vis de aplicabilitatea, de exemplu, a zeolitului. Și am avut persoane care, cum să spun, foarte grav bolnave, chiar foarte grav bolnave, cancere cu metastaze, care nu le se mai dădeau prea multe șanse și care, luând zeolit, așa, cu încredere și cu consecvență, au reușit să învingă boala respectivă. Și chiar multe, multe cazuri. Mi-aduc aminte de o doamnă care s-a dus la medic și a găsit un cancer cerebral și au zis neapărat radioterapie, după aia operație, fiind o zonă cam delicată, nu știm cât de mult va reuși această operație și care vor fi sechele după ea. Dar ăsta este protocolul, astea sunt posibilitățile pe care le aveți. Radioterapie, operație, deci ne prăjește creierul în ideea că poate scade și tumora. Și după aia operație și după aia din nou, radio sau chimioterapie. Și femeia a zis, nu, mai bine mă mai gândesc. Și a venit, ne-a căutat, asta vă spun acum mai mulți ani, ne-a căutat, a văzut reclamele care le făceam și a început să ia zeolit. După, nu a trecut un an de zile, așa, aproximativ un an de zile, a venit la noi și a făcut din nou remeneu și a venit la noi și mi-a spus să nu mai am nimic la cap. Tumora pur și simplu se dizolvase. Și am zis, ok, e minunat. S-a dus la... I-am zis, du-te și la medicul care ți-a făcut diagnosticarea și arată ei lucrul ăsta și să îți facă dosarul care era necesar pentru pensionare, ce mai avea acolo. Și s-a dus femeia la medic
Era un profesor mare, neurolog, și când a văzut-o, i-a zis, uitați, am fost diagnosticat acum un an de zile cu cancer cerebral, nu știu ce, și a dat noile analize, în care nu mai avea nimica. Și el a spus, super, minunat, cine te-a operat, ce tratament ai făcut? Și a zis, știți, nu m-a operat, n-am făcut radioterapie, n-am făcut chimioterapie, am luat zeolit. În vremea respectivă nu era chiar foarte cunoscut zeolitul pe piață, era mai pe la început. Și ăsta a început să țipe pe acolo. Nu, cum, așa ceva, este imposibil. Înseamnă că diagnosticul inițial a fost greșit și că cel care ți-a dat diagnosticul a fost un prost care n-a știut să interpreteze și că, de fapt, n-aveai, dacă a dispărut fără operație sau radioterapie sau chimioterapie, înseamnă că, de fapt, n-ai avut cancer și că cel care ți-a dat diagnostic a fost un prost și nu se pricep. Și femeia, na, liniștită, scoate analizele de acum un an de zile în care ea era diagnosticată cu cancer cerebral, i-a întins analizele și a spus, uitați, aici am aceste hârtiile în care a fost diagnosticată cu cancer cerebral. Și ea, ăla, nervos, începe să-l citească, nu, asta e prostie, înseamnă că nu era adevărat. Și îi spune, da, știți, uitați-vă la sfârșit că e semnat de dumneavoastră și parafat. Ăla, vă dați seama, a rămas masca, a bânguit, nu știu ce, a dat afară din cabinet. Ea luând doar zeolit. Deci pe vremea respectivă nu aveam încă produsele Freeway. Aveam zeolit. Și multe astfel de cazuri. M-am zis, caz femeie cu cancer la sân și cu metastaze la ficat, s-a dus la medic, i-au dat diagnosticul de maxim 3 luni de zile de trăit, dar la modul clar, adică pregătește-te cu familia, cu tot ce ai, că mai mult de 3 luni, maxim 3 luni, nu ai să trăiești. Și mi-a venit, a început tratament, a ținut dietă, a luat zeolit, a fost foarte așa încrezătoare. Și după un an de zile, un an și o lună, cred că, s-a dus din nou la comisie, că ea se pensionase între timp pe caz de boală. Și s-a dus din nou la comisia medicală. Mi-aduc aminte, îmi povestea plângând venind pe aia la cabinet, că s-a dus la comisii, le-a arătat actele și comisia s-a uitat la acte și a zis, ok, chemați pe doamna, pacienta încoace. Și a spus, păi eu sunt pacienta. Nu aveți cum, cu diagnosticul ăsta nu puteți să fiți nas. Păi da, eu sunt. Și le-a arătat buletinul. Până le-a arătat buletinul, n-au crezut-o. Deci femeia nu mai avea nimica. Era perfect sănătoasă. Și multe astfel de cazuri, repet, sunt situații, vă povestesc aceste situații, că sunt situații limită, dar sunt și mai lejere, ca să spunem așa. Mi-aduc aminte o pacientă, foarte volubilă așa, văd că s-a schimbat, cred că s-a schimbat. Rezolvăm. Poftim? Rezolv este imediat. Da, rezolvăm imediat imaginea. E nu, că trebuie să dau eu share de aici. Că s-a... Pui tu sau... Nu, eu nu am cu zeolitul. Uite, mai lasă-mă pe mine să... Bine. Să-i dau drumul, că n-ai cum de acolo. Pui, că și ia să vedem. Ok, am găsit. Un moment să vă dau share la asta. Se vede? Da, da, se vede. Vă spuneam de o doamnă mai volubilă așa și venise cu hepatită virală C într-un stadiu destul diagnosticată ca o virală C într-un stadiu destul de avansat în care s-a propus neapărat să facă fie interferon
vreo 2 ani de zile, fie transplant de ficat, tot fel de chestii, mă rog. Și că altfel n-are nicio șansă și nu se poate vindeca și o să facă ciroză hepatică și o să moară în scurt timp. A venit la noi la cabinet, a luat zeolitul. Repet, atunci nu aveam multe produse. De ce vă dau acele exemple? Pentru că nu aveam zeolit, liver, aur coloidal, detoxul și multe altele, green power. Deci lucram pe zeolit. Și a venit, a început să facă tratament după 5 luni sau 6 luni de zile, nu mai știu, sau nu, parcă 8-9 luni. În orice caz, până într-un an de zile, luând cu consecvență zeolit, și a repetat analizele, super bune, și a repetat viremia, nu mai exista. Deci virus dispărut și s-a dus, mi-am dat aminte că îmi povestea, s-a dus la ăștia de la Matei Balș, că la ei au primit, a primit diagnosticarea, și s-a dus la ei cu analizele și le-a făcut un scandal vis-a-vis de medicația și de metodologia lor, care femeia pur și simplu, luând zeolit, s-a vindecat de acea hepatită. Evident, a ținut și un anumit regim alimentar, dar a fost foarte consecvent cu zeolitul. Mi-aduc aminte de o pacientă de la un orfelinat, era o fată de 20 de ani, 18 ani avea atunci, da, cam 17-18 ani, avea un chist de vreo 22 de centimetri. Medicul care supraveghea copiii de acolo i-a făcut ecografia, era un medic ginecolog și i-a făcut ecografie și a găsit chistul respectiv. Și a spus că nu avem ce să facem, este dimensiune foarte mare, neapărat trebuie să te operăm și să scoatem ovarul respectiv. Era și poziționat destul de rău. Și ea, mă rog, a fost, nu a fost prea bucuroasă cu asta. Și îngrijitoarea care avea grijă de ele a văzut la televizor ce povesteam despre zeolit și atunci a zis, m-a sunat și mi-a zis, uitați, am această situație cu fetița, i-am trimis zeolit, ea, fetița, se uitase și ea la reclamele despre zeolit și a luat, având foarte mare încredere, și mă sună după câteva luni de zile, nu multe, mă sună îngrijitoarea, super încântată și entuziasmată, era foarte fericită că s-a dus la medicul ginecolog să-i facă controlul, a făcut controlul periodic și i-a spus că nu mai există niciun fel de chist pe ovarul respectiv. Repet, dimensiune foarte mare. Și chiar a întrebat, a fost curios, ce ați făcut, cu ce a fost tratamentul, dar în orice caz, ce ați făcut este extraordinar, continuați. Și i-a spus că am luat zeolit și atunci chiar medicul a fost foarte interesat să cunoască, să mă cunoască și să mă întrebe despre zeolit și ce face zeolitul. Pentru că pentru el era un miracol să se dizolve chistul respectiv, care nu era un chist lichidian, avea o structură mai complexă și care teoretic nu avea cum să se dizolve, ci trebuia operat. Aș putea să vă povestesc multe astfel de cazuri, chiar multe, vis-a-vis de zeolit, pentru că de-a lungul timpului s-au strâns multe, multe cazuri, inclusiv și acum încă mă mai sună persoane care îmi povestesc, îmi zic, acum 2 ani de zile, acum 5 ani de zile, acum 6 ani de zile, am fost la noastră, am luat zeolit și am rezolvat problema respectivă de sănătate. Acum vin pentru o soră sau vin pentru că mi-a mai apărut ceva, probleme cu inima sau cu știu ce altceva, care evident nu era anterior, dar datorită, mă rog, stilului de viață, căpătată. Dar pentru că atunci m-ați făcut bine, exact așa se exprimă. Pentru că atunci m-ați făcut bine cu zeolit, aș vrea să mă ajutat și pentru problema asta care a apărut acum pentru mine sau pentru altcineva din familie. De ce? Pentru că, efectiv, vă spun din această experiență de-a lungul anilor, chiar am avut surprize plăcute, extraordinar de plăcute chiar, minunate cu acest
acest zeolit. Și mă întreabă dacă pot să vă dau numărul de telefon. Pentru aceasta sunați la secretariat. Toate detaliile vis-a-vis de consultații, de număr de telefon, de program, e necesar să vorbiți la secretariat sau să vă explice Mihaela cum, la sfârșit, cum se face vis-a-vis de cum putem să ne cunoaștem, ca să zic așa, din punct de vedere al relației medic-pacient. De aceea am observat de-a lungul timpului că în administrarea zeolitului sunt cumva niște etape pe care organismul cumva îl parcurge. Și anume, datorită principiului prin care acționează zeolitul, și vă povesteam și cu alte ocazii, că zeolitul este o substanță care atunci când intră în organismul nostru, se combină cu anumite enzime de la nivelul tubului digestiv și generează în organismul nostru un fel de filtru, un fel de sită care cumva se depune în interiorul, da? Deci ca și cum să zicem că, să mă vedeți, acesta este tubul digestiv și în interiorul tubului digestiv îl creează, mai ales la nivelul intestinului subțire, creează un fel de sită, cum vă spuneam, un fel de filtru prin interiorul tubului digestiv, astfel încât atunci când sângele trece prin intestin, prin intestinul subțire în mod special, cumva este filtrat acest sânge de către zeolit. Deci e ca și cum, vă mai spuneam că sângele din întregul organism, în decurs de o oră jumătate, el trece, tot sângele, trece prin intestin. Cu alte cuvinte, sângele la creier se duce prin intestin, absorbe substanțele de acolo, trece mai departe, sângele, cum ar veni de la picioare, trece, nu trece el în intestin, în sensul că se strânge, cum ar veni, tot sângele, într-un anumit mod, într-un flux continuu, trece prin pompa sangvină, ca să spunem așa, sângele venos se duce la nivelul inimii, inima împinge sângele cu substanțe nutritive. Dar, din punct de vedere biologic, cam într-o oră și jumătate, întregul sânge din organism, cumva, alegoric vorbind, trece prin intestin. Și de aceea, într-o oră și jumătate, e filtrat tot sângele din organism de către acest zeolit. Bine, fluxul continuă, adică nu este după o oră jumate să ia pauză și mai facem peste două ore încă o oră jumate, nu. Deci cum ar veni, în cel puțin o oră jumate, sângele trece pe acolo, se duce mai departe, duce substanțele nutritive, preia substanțele reziduale, se duce din nou la nivelul intestinului, este filtrată de către zeolit, pleacă mai departe curat și astfel sângele care se duce, trece prin filtrul acesta creat de zeolit, devine mai curat, se duce la nivelul ficatului cu sânge curat, se duce la nivelul rinichiului cu sânge curat. Cu alte cuvinte, sângele la nivelul ficatului sau la nivelul rinichiului sau intestinului sau pancreasului sau inimii sau creierului sau știu din orice altă zonă, trece cu substanțe respective în care este încărcat de la nivelul organelor respective, trece și este filtrat la nivelul tubului digestiv, este filtrat de către acest zeolit. De aceea putem spune, extrapolând aceasta, putem spune că zeolitul purifică sângele și de la ficat, și de la rinichi, și la pancreas, și la splină, și la creier, și la plămâni, și la prostată, și la uter. Și mai departe, sângele purificat va merge și va hrăni ficatul cu sânge curat, rinichiul cu sânge curat, pancreasul cu sânge curat. Ei, și cum e la filtrul de la ceai sau de la cafea? Noi filtrăm cafeaua sau plantele, plantele rămân pe filtru, cafeaua sau ceaiul trece mai departe, deci exact așa se petrece și cu sângele.
sângele trece prin filtrul respectiv creat de zeolit și de enzimele respective, acea sită, acel filtru creat de către enzime și zeolit. Deci, cu alte cuvinte, sângele trece pe acolo, sunt reținute rezidurile pe filtru, sângele curat trece mai departe, după care zeolitul, datorită peristaltismului intestinal, zeolitul merge mai departe, intestinul subțire, intestinul gros și apoi prin scaun este eliminat. Ăsta este mecanismul, de fapt, prin care acționează zeolitul. El ajunge la nivelul tubului digestiv, sângele care trece pe acolo în mod permanent, e ca și cum filtrul respectiv trece și sângele tot îl străbate, iar îl străbate, iar îl străbate, permanent îl străbate. Și tot ce întâlnește zeolitul în calea lui până este eliminat, tot ce întâlnește ca substanță reziduală, metale grele, tot felul de substanțe toxice, care din păcate de multe ori ajung în intestin, în sângele nostru, el pur și simplu le filtrează și le duce mai departe. Având această structură sau această compoziție creată zeolit, enzime digestive, care sunt structuri organice, structuri care, cum să vă spun, sunt sensibile la modificările de mediu din organismul nostru, atunci zeolitul, datorită acestui sistem făcut de către zeolit și enzime, zeolitul devine, nu este un filtru inert, cum e filtrul de cafea sau cum e sita de la ceai, ci este un filtru adaptabil, deci care se adaptează în funcție de necesitatea organismului. În sensul că dacă în organism există prea o substanță necesară organismului, dar într-o cantitate mai mare, zeolitul, datorită acestei structuri adaptabile, va sesiza zeolitul împreună cu enzimele respective, deci filtrul zeolit-enzime, va sesiza excesul în un anumit element și poate să reține acel exces. Poate să reține substanțele reziduale, poate să reține metalele grele, poate să rețină anumite metale care sunt în exces, că de multe ori, o întrebare care mi-a fost pusă de foarte multe ori, ok, dar cum de zeolitul nu reține și elementele care sunt necesare organismului, să facă depleție de calciu sau de fier sau de zinc sau de magneziu sau de știu ce alte substanțe? Nu face, pentru că există această caracteristică vie a filtrului, așa cum vă spuneam, nu este ca un filtru de ceai sau ca un filtru de cafea, ci este o caracteristică permeabilă, adaptabilă, da, la necesități, la semnalele care vin din organism. Și astfel, aceste semnale pot influența natura permeabilității zeolitului, mă rog, acestui complex, acestui filtru, zeolit-enzime. Și de aceea, acolo nu avem un filtru pasiv, ci avem un filtru activ. Ceea ce face ca zeolitul, evident, să aibă această caracteristică foarte specială de a filtra doar acele elemente care sunt în exces sau doar acele elemente care sunt nenecesare, toxice organismului. Mai mult decât atât, vă spuneam că el chiar are o caracteristică foarte, o funcție foarte specială, mai ales în zilele noastre, și anume aceea de a absorbi radiațiile în exces. Noi, așa cum am spus de multe ori, trăim într-un mediu extrem de poluat din punct de vedere al radiațiilor. Și nu că e extrem de poluat, ci foarte intens, foarte agresiv asupra structurii noastre. Și această agresivitate se resimte de foarte multe ori nu în mod direct, ci indirect. Stări de oboseală, stări de dureri de cap nejustificate, stări de rău, stări de moleșeală, stări de vlăguire, stări de insomnie, stări de agitație uneori, stări de o paletă întreagă de stări. Dacă o să aveți curiozitatea să citiți
în tratatele speciale de electronică, ca să spunem așa, în care explică efectele nocive ale radiațiilor, o să vedeți că, de fapt, multe din simptomele celor din jurul nostru, plecând, repet, de la banala oboseală, durere de cap și multe alte simptome, care în aparență nu sunt lucruri grave. Zice, aia, mă doare capul că am obosit sau mă doare capul că nu știu ce am făcut sau că am fost nu știu pe unde. Sau că... Dar să știți că, de fapt, acestea au ca și cauză excesul de radiații care există în jurul nostru. Wireless-ul nostru cu al vecinului, cu al celuilalt vecin, al antenelor pe blocuri care sunt puse și a multor, multor alte sisteme. Acum, dacă se dă drumul și la 5G, ăsta va fi absolut cumplit pentru planeta noastră, pentru că va expune planeta unui fel de cuptor de microunde. Ca și cum ați văzut cuptoarele de microunde, da, în care luați farfuria cu mâncare, o puneți acolo și ea se încălzește instant în 3 minute, maxim 5, și ajunge la o temperatură foarte mare datorită radiațiilor. Deci sunt niște radiații care se emit asupra acelei hrane și ea, pentru că e bombardată cu aceste radiații, particule din interiorul hranei respective intră într-un fel de vibrație, ca să spunem așa, și crește temperatura și evident că se încălzește și aveți mâncarea încălzită sau popcornul făcut la cuptorul cu microunde. Dar de fapt e ca și cum ați spune că cuptorul cu microunde e un fel de telefon, dar cu o frecvență ușor diferită. E ca și cum ați spune să faceți mâncare într-un câmp de telefoane. Asta înseamnă de fapt cuptorul cu microunde. E, gândiți-vă că ceea ce se produce acum în jurul nostru și cu o intensitate în ce mai mare, este să se creeze asupra acestei planete și, evident, asupra oamenilor, animalelor, păsărilor, insectelor, plantelor, să creeze un fel de cuptor cu microunde, din ce în ce mai puternic și mai intens, încât să fim precum mâncarea pe care o încălzim la cuptorul cu microunde. La fel de deștepți și de activi, precum popcornul care sare din castron. Da, și, mă rog, ei chiar vor să creeze o fel de rețea, ca o plasă în jurul Pământului, iar această plasă în jurul Pământului să creeze, să fie exact acest cuptor cu microunde, care să ne prăjească cât mai eficient. Efectele acestor radiații asupra celulelor noastre sunt extrem de puternice. Și cu cât se va amplifica acest cuptor cu microunde în jurul nostru, cu atât evident că efectul va fi din ce în ce mai puternic. O metodă de a-l contracara este de a lua zeolit, pentru că zeolitul absoarbe excesul de radiații din organismul nostru și de afară. Pui microundele pe organism, că n-ai ce să faci, aici trăiești, doar dacă îți faci o casă dintre aia ecranată puternic de radiații, sau știu ce, structură piramidală și să trăiești doar acolo. În rest, când ai ieșit pe stradă sau stai lângă vecinul care are wireless sau mergi în autobuz lângă toți cei care au telefoane mobile sau când tu ai telefonul mobil și îl ții pe lângă tine, asta înseamnă deja că acele radiații acționează asupra ta. Deci eu stând acum aici, există în jurul meu un câmp foarte puternic care acționează asupra mea. Dumneavoastră unde sunteți este același lucru. E, acesta e timp să-l crească, să devină din ce în ce mai puternic. Și cum reușim totuși să ne apărăm? Că, repet, nu, oriunde te duci în orice țară este acest principiu, din păcate. Nu putem să ne ducem pe Lună sau pe Marte sau știu unde în altă parte, aici trăim.
Și atunci o metodă extraordinară de bună este aceasta de a lua zeolit în mod constant, pentru că pe lângă faptul că purifică sângele, curăță cum ar veni în mod indirect și ficatul și rinichiul și pancreasul și spina și creierul și limfa și multe altele, deci ne asigură o stare de detoxifiere, de purificare, de curățenie, ca să spunem așa, el realizează și acest element care este foarte important, și anume elimină excesul de radiații din organism. Și sunt, chiar la un moment dat citeam niște studii, s-au luat persoane, pur și simplu, de pe stradă și s-au măsurat un fel de laborator de ăsta mobil și s-au măsurat radiațiile care există în fiecare. Vă spun, dozele sunt foarte mari. De multe ori cu mult mai mari decât doza pe care organismul poate suporta în condiții de siguranță. Deci o cauză foarte mare de bolnăvire și de generare a bolilor în organismul nostru este acest exces de radiație. Și vă spun că zeolitul este foarte, foarte eficient. Foarte eficient. V-am mai dat un exemplu chiar și eu când am văzut că aveam o emisiune și după emisiune am deschis, erau niște știri pe internet și vedeam atunci când a fost cu Fukushima în Japonia, pe explozia reactorului, și vedeam înregistrare pe YouTube, dacă vreți puteți să o căutați, elicoptere care aruncau praf de zeolit peste reactoarele respective, tocmai pentru a absorbi excesul de radiații, ca el să nu se împrăștie foarte mult și să distrugă acest nor de radiații, să nu distrugă vegetație, animale, insecte, oameni, pe o rază prea mare. Și chiar sunt imaginile astea în care se aruncă pulbere de zeolit. De ce? Pentru că zeolitul este cel mai eficient în această modalitate de a absorbi excesul de radiații. Evident, el are, ca să îndeplinească aceste condiții, trebuie să, ca să îndeplinească aceste funcții, el trebuie să îndeplinească niște condiții, și anume să aibă o anumită puritate, să aibă o anumită compoziție, deci zeolitul cu adevărat terapeutic, pentru că sunt multe forme de zeolit, este cel care are clinoptilolit, cât mai mult. Și a nostru, din fericire, am găsit un zeolit cu 83% clinoptilolit, deci este un alt terapeutic. Și un alt element foarte important este e necesar să fie foarte fin. Cu cât e mai fin, cu atât suprafața lui de acțiune este mai mare, ca și cum poți să întinzi filtrul respectiv pe o suprafață mult mai mare și atunci evident că procesul de absorție este cu mult, mult mai eficient. Și mai mult decât atât, cu cât este mai fin, cu atât ochiurile sitei sau ale filtrului sunt mai mici și atunci pot absorbi chiar și substanțe toxice sau rezidurile din sânge cu dimensiuni foarte, foarte mici. Altfel, dacă ochiurile sunt mari, aceste reziduri, aceste substanțe toxice trec prin ochiurile filtrului și rămân în sânge. Dar având această micronizare, ca să spunem așa, de chiar până la 5 microni, asta înseamnă o dimensiune foarte, foarte fină a zeolitului, asigură o purificare chiar și acestor elemente care sunt foarte, foarte mici și se regăsesc în sângele din organismul nostru. Acesta despre zeolit și, repet, ar fi extraordinar de bine dacă am putea să discutăm un pic despre acest zeolit, în sensul că să povestiți și noastră, pentru că ce am observat, de exemplu, atunci când se ia zeolit, dacă persoana respectivă are un organism mai încărcat, în prima etapă se elimină foarte mult din
acel exces de reziduri din organismul nostru și se face printr-o chiar o accelerare a scaunului. În sensul că dacă persoana respectivă avea un scaun pe zi, în modul, atunci când ia zeolit, acesta generează în organism o reacție prin care se amplifică procesul de detoxifiere a organismului și evident că zeolitul e emis doar prin scaun, atunci evident că se amplifică aceste scaune, ca să spunem așa, se amplifică numărul scaunelor și persoana respectivă începe să aibă 2, chiar 3, chiar 5 scaune pe zi. Sunt persoane care au avut chiar și 7 scaune pe zi, nu neapărat diarece, dar scaune care eliminau excesul destul de mare de substanțe reziduale acumulate în organismul respectiv. Și ce am observat este că deși mențineau doza de aceeași doză de administrare de la început a zeolitului, să zicem de 2 capsule de 3 ori pe zi, în prima săptămână 5, 6, 7 scaune, a doua săptămână la fel, a treia săptămână deja cu 1, 2 scaune mai puțin, a patra săptămână chiar mai puțin, încât după o perioadă de timp, în funcție evident de cât avea nevoie organismul să elimine din substanțe reziduale, după 3, 4, 5 săptămâni, scaunul revenea normal la 1, 2 pe zi, poate chiar 3 pe zi atunci când persoana respectivă mânca de 3 ori pe zi. Deci prima etapă este această eliminare puternică a substanțelor reziduale din organism atunci când organismul este foarte încărcat, după care ca și cum se reglează organismul și elimină doar ceea ce noi producem pe parcursul zilei ca și substanță reziduală și care are tendința să se acumuleze în sânge și să ne încarce sângele și să ne îmbolnăvească. De aceea, administrarea zeolitului în prima etapă poate avea ca rezultat o accelerare a scaunului. Sunt și persoane foarte rare, dar am întâlnit și astfel de persoane care, de exemplu, din contra, provoacă o constipație. Asta arată cumva că există o problemă de motilitate la nivelul mucoasei digestive, motilitate la nivelul musculaturii colonului și de aceea este important să fie ajutat procesul de detoxifiere, fie cu colon detox. Noi înainte puneam zeolit în colon detox, acum, din păcate, nu mai e voie și a trebuit să-l scoatem. Deci, zeolit împreună cu colon detox sau zeolit împreună cu aloe ferox și sau zeolit administrat, dar cu o cantitate mai mare de apă. Pentru a putea permite crearea bolului alimentar care să se deplaseze și să se elimine de la nivelul colonului foarte ușor. Deci, persoanele care au observat că în urma administrării zeolitului deja se accelerează numărul de scaune, este extraordinar de bine, minunat, continuă, cu aceeași doză și o să vadă că la un moment dat se oprește această eliminare mai mare, să spunem așa, și va reveni scaunul la normal. Persoanele care au constipație după administrarea zeolitului, asta înseamnă că există o problemă de motilitate la nivelul musculaturii colonului și atunci ajutăm cu colon detox sau cu aloe ferox sau cu mai multe lichide pentru a facilita procesul de eliminare. Și sunt persoane care pur și simplu iau zeolit și tranzitul rămâne natural, firesc, 2-3 scaune pe zi și procesul de detoxifiere se realizează evident în pașii necesari organismului. Repet, zeolitul intră, îl înghițim, intră pe tubul digestiv, creează acest filtru, această sită la nivelul tubului digestiv și el va fi eliminat complet prin scaun. Deci dacă înghițim 3 capsule pe zi de zeolit, 3 se elimină. Dacă înghițim 6 capsule, 6 se elimină. Dacă înghițim 10 capsule pe zi de zeolit, 10 se elimină. Deci fără niciun fel de probleme, zeolitul nu rămâne în organism, nu se depune pe anumite pliuri și mai ales foarte important că de multe ori a fost întrebat dacă nu face calcul la rinichi. Nici într-un caz, am avut chiar situații de doctori mai puțini
binevoitori, ca să spunem așa, și când se duceau pacienții și le spuneau, doctor de medicină alopată, și le spuneau că luau zeolit și că se simt foarte bine, săreau în sus și le spuneau că, uite, faci calcul la vezica biliară sau faci calcul la rinichi din cauza zeolitului, pentru că se depune în zona respectivă, este o prostie. Asta le spuneam și pacienților, este o mare prostie, rugați-vă, vă rog, pe medicul respectiv să mai studieze despre zeolit, eventual să intre pe net și să citească sau să asculte conferințele despre zeolit, pentru că zeolitul este o substanță care nu se dizolvă sub acțiunea oricărei enzime din organism. Cu alte cuvinte, el nu poate fi absorbit de către mucoasa digestivă și să fie preluat după aceea de sânge și dus undeva prin organism și să ajungă pe la rinichi sau pe la ficat sau nu știu pe unde, pe la plămâni. El nu are cum, nu face asta, nu are cu ce. Deci organismul nostru nu are cu ce să-l dizolve. Și atunci el doar traversează de sus în jos, ca să spunem așa, tubul digestiv și în traiectul lui sau în demersul lui, în călătoria lui prin tubul digestiv, absoarbe în permanență aceste substanțe toxice reziduale din organism și le dă afară integral prin scaun. Deci zeolitul nu ajunge nici în rinic, nici în ficat, nici în plămâni, nici în oricare altă parte. Da, deci zeolitul, mă uitam acum puțin pe întrebări, zeolitul sub formă de capsule se poate lua una de trei ori pe zi, două de trei ori pe zi, când e necesar, sunt boli mai grave, chiar trei de trei ori pe zi. Dacă este pulvere, atunci puteți să luați o lingriță rasă pe zi sau două pe zi sau trei pe zi, în funcție de situație și de ceea ce cere organismul ca și necesitate. Ca și doză zilnică, puteți să luați doză zilnică a la long ca o metodă de menținere a stării de puritate a organismului, de detoxifiere, ca o metodă de eliminare a exceselor de radiații și multe altele. Poate fi luat o capsulă de două ori pe zi, o capsulă de trei ori pe zi, sau puteți să luați, pur și simplu, două capsule de trei ori pe zi. Nu există supradozaj la zeolit, pentru că cât intră, atâta iese. Vreți să luați 10 capsule, luați 10 capsule. Vreți să luați două capsule, luați două capsule. Evident că eficiența va fi diferită când luați 10 capsule față de două capsule, pentru că e un alt fel de filtru. Și un alt element care este folositor de știut, dacă se pot lua două doze pe zi sau chiar trei doze pe zi, în sensul că nu luăm două capsule pe zi, ci luăm o capsulă de două ori pe zi, este mai eficient. Sau nu luăm trei capsule odată dimineața, ci luăm o capsulă de trei ori pe zi, atunci este mult mai eficient. Dacă luăm două de trei ori pe zi, este și mai eficient. Pentru că zeolitul intră, traversează tubul digestiv, după care se elimină după câteva ore. Deci el durează cam, în principiu, 12 ore, 12-16 ore, spun unii. De aceea, dacă noi, de exemplu, am adus în organismul nostru anumite substanțe care trebuie eliminate, în cele 12 ore când traversează zeolitul tubul digestiv, le va purifica. Dar ceea ce noi aducem după cele 12 ore, vor tinde să se acumuleze în organism, pentru că nu are ce să le scoată, ca să spunem așa, mă rog, toxinele în exces. De aceea, dacă noi luăm o dată și încă o dată, atunci vor fi absorbite și 12 ore și următoarele 12 ore. Și atunci suntem acoperiți pe toată perioada, ca să spunem așa. Dacă luăm de 3 ori pe zi, atunci chiar este și mai eficient acest proces de curățare, de detoxifiere al organismului. Faptul că este activat, aici este o întrebare pe care o pune Cristi, pe lângă faptul că are un conținut de clinoptilolit și este micronizat, adică este foarte fin, zeolitul este activat în sensul că este pus într-o instalație mai specială care cumva e ca și cum îl dinamizează, îl trezește.
Și când intră în organism, este deja trezit și intră în acțiune foarte repede. Un zeolit obișnuit, când intră în organism, e ca și cum are o anumită perioadă de latență până începe să își facă treaba. Pe când acest mecanism de activare, această instalație de activare, de fapt e ca și cum, repet, îl trezește, îl dinamizează, ca el să intre imediat în acțiune și să se transforme în acel filtru foarte eficient imediat ce a intrat în organism. De aceea e ca și cum are un supliment de boost, de acțiune, de eficiență în acțiunea pe care o are asupra organismului. Celălalt produs, că n-aș vrea totuși să... și vă răspund la întrebări după aceea. Celălalt produs pe care cu toții îl știți și care este, repet, cel mai puternic antibiotic natural, de departe cel mai puternic antibiotic natural, este chiar de o eficiență foarte, foarte mare. E un produs cu care, ce să vă zic, putem spune că am salvat vieți ajutorul, prin intermediul lui, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, salvat gangrene, picioare, propusă pentru operație, pentru amputare, iar mâini propusă pentru operație. Persoane de la riscul de a face septicemii, chiar foarte grave, și multe, multe altele. A fost o perioadă când am reușit să aducem instalația de făcut a dincolo ideal și în care dădeam la anumiți pacienți doar argincoloidal. Și vă spun, eficiența a fost extraordinară. Și atunci am putut să observăm oarecum efectele atât de puternice ale argintului coloidal. Și vă spun că în momentul în care argintul coloidal a intrat în contact cu mucoasa cavității bucale, pentru că el se înghite, el deja începe să acționeze, deja începe să-și facă treabă. Fie că se duce și distruge anumite bacterii sau virusuri care a intrat în organismul nostru, fie se duce și distruge anumite paraziți, fie se duce și ajută la procesul extrem de complex de regenerare al organismului, a anumitor celule, a unor organe afectate, fie că determină o oxigenare a organismului, pentru că el chiar asta face, și un transportor de oxigen, fie că determină un proces de alcalinizare a organismului nostru, pentru că argintul coloidal are foarte multe efecte în organism. Deci, chiar sunt studii care arată că atunci când se ține un pic în gură argintul coloidal, în câteva minute, el ajunge deja la nivelul creierului. Trece prin bariera hematoencefalică și ajunge inclusiv la nivelul creierului. Și sunt studii care au arătat, de exemplu, că în câteva minute acționează deja asupra microorganismelor, căs bacterii, căs virusuri, căs ciuperci și paraziți, și pur și simplu distrug acele elemente care sunt agresive, patogene, care ne pot îmbolnăvi. Și, repet, nu durează, dacă trebuie să luăm ăsta, argintul coloidal, și abia peste 5 zile să începem să resimțim efectul, abia peste 5 zile să înceapă să acționeze asupra microorganismelor. Nu. E minute, da? Deci e de minute în care deja argintul coloidal se găsește la poarta, ca să spunem așa, microorganismul respectiv, și el nu e prea drăguț, nu stă și ciocănește și așteaptă să fie invitat. Datorită dimensiunii foarte mici, de 10 la minus 9, a particulelor care există în argintul coloidal, el pur și simplu pătrunde neinvitat, ca să spunem așa, prin membrana bacteriilor respective sau a celor care au fost infectate de virusul respective, pur și simplu distruge bacteriile respective sau distruge celulele
care au fost infectate cu virusul respectiv și distribuind inclusiv acel material genetic al virusului, care au venit, ca să spunem așa, să ne îmbolnăvească. De aceea este considerat ca fiind cel mai puternic antibiotic natural. Pentru că nu există niciuna din bacterii sau niciunul din virusuri nu, sau paraziți nu au capacitatea de a-l controla, de a-l respinge, de a se apăra împotriva lui. Nu au cum. Spuneam de mai multe ori că el e un fel de trupele de elită care sunt special pregătite pentru a se duce și a distruge dușmanul acolo unde îl găsesc, chiar la el acasă, ca să spunem așa. Și evident că ionii de hidrogen, având o anumită încărcătură, echilibrează inclusiv câmpul bioelectric al organismului nostru, am spus, reglează inclusiv pH-ul organismului nostru, ajută la transportarea și oxigenarea, la transportul oxigenului și la oxigenarea întregului nostru organism. Ajută la regenerarea și menținerea mecanismelor de regenerare în parametrii de care are nevoie organismul. Și chiar, repet, am avut multe cazuri de cangrene sau de flebite, tromboflebite, care nu se mai vindecau, nu treceau sub nicio formă, sau chiar intervenții chirurgicale care nu reușeau să se vindece, să se cicatrizeze, aducând acest argint coloidal în zonele respective, nu mai comorau bacteriile care întrețineau acel fenomen de inflamație, de infecție în zona respectivă, cu necroză și așa mai departe, dar pur și simplu determinau o curățare, ca să spunem așa, a zonei respective de elemente necrozate, dar determinau și o regenerare a țesutului în zona respectivă. Și efectiv se vedea cum țesutul, care înainte era, cum să zic, ca o gaură, da, în țesutul respectiv, se vedea cum, pur și simplu, cele două maluri, da, de țesut începeau să crească, să crească, să crească, să se apropie, să se închide și să cicatrizeze rana sau flebita respectivă sau situația care exista. De aceea, inclusiv extern, la zona zostră, la psoriazis, la felul de probleme care sunt pe piele, aplicarea de argint coloidal extern și luat și intern, efectele sunt extraordinare cu refacerea țesutului în zona respectivă, țesut tegmentar, adică pielea care a fost afectată, ajută inclusiv la, vă spuneam, aceste procese de regenerare interioară. Când organul este afectat, e necesar să stimulăm procesul de regenerare ca organul respectiv să se refacă, să spunem așa. Ei, aceste procese de refacere unor durează foarte mult dacă organismul nu își găsește resursele interioare pentru a reface țesutul respectiv și poate să dureze poate chiar și luni sau chiar ani de zile. În momentul în care dăm argintul coloidal, această refacere, această regenerare, această reconstrucție a organului respectiv, această însănătoșire a organului respectiv durează cu mult mai puțin și se face cu eficiență foarte, foarte mare. De aceea, din perspectiva mea, vă spun că ăsta, și zeolitul și argintul coloidal nu prea ar trebui să ne lipsească din administrarea zilnică, pentru că, mai ales în vremurile pe care le trăim și cu radiațiile astea în exces și cu mâncarea asta atât de, așa cum e, plină de conservanți și fără prea multe substanțe nutritive, care generează în organismul nostru foarte multe substanțe reziduale, datorită stilul nostru de viață extrem de stresant, care generează substanțe toxice în organismul nostru, în lipsa unui element care să ajute procesul de detoxifiere, care să
curățe, să purifice sângele nostru, care vorba aia este esența vieții noastre, fără un astfel de instrument care să mențină starea de curățenie a sângelui nostru, e foarte greu să reușim să ne menținem sănători. La care, dacă mai adăugăm și această bombardare, ca să spunem așa, această agresiune atât de puternică a undelor, a radiațiilor care există, radiațiilor nocive care există în jurul nostru, inclusiv în această perioadă sunt declarate diverse explozii solare prin care soarele emite niște radiații foarte agresive asupra organismului nostru. Ceea ce face ca să avem un alt element care să pună presiune asupra stării noastre de sănătate. De aceea, repet, nu prea vă recomand ca în aceste vremuri să ne lipsească zeolitul din administrarea zilnică și la fel, având în vedere inclusiv pandemia prin care trecem, având în vedere multe alte elemente, inclusiv cele de regenerare, inclusiv cele de alcalinizare, inclusiv cele de refacere a țesuturilor, care de multe ori sunt, aceste programe de regenerare sunt agresate, sunt perturbate, sunt modificate datorită aditivilor alimentare, datorită radiațiilor, datorită medicamentelor luate aiurea, datorită multor alte elemente, este atât de necesar să existe acest argint coloidal în administrarea noastră, dacă se poate, chiar zilnică. Să trecem să răspundem deja la întrebări. M-aș bucura mult dacă ați venit și ați completa, ca să spunem așa, această cazuistică sau această eficiență a acestor două produse pe care le știți de mult și care mulți dintre voi le folosesc și le recomandă altor oameni. Pentru o persoană care are dublu transplant de ficat și rinichi și care a făcut cancer la ficat, a făcut chimio de 4 luni, stagnează în sensul că nu mai face chimio, sunt mare la ficat, este acolo, este bine, dacă ia imunosupresoare. Da, este foarte bun să ia zeolit. Chiar foarte, foarte bine îi face. Puteți să-i dați și liver, puteți să-i dați și aur coloidal și chiar și argint coloidal. Pentru că toate acestea nu vor da peste cap balanța hormonală, încât să putem să zicem că balanța imună, încât să putem să zicem că îi crește imunitatea atât de mult încât să respingă grefă. Știți că am avut pacienți care au venit cu grefă de cu transplant de rinichi și care, inclusiv cu ficat am avut din Israel, mi-aduc aminte o doamnă, și care le-am dat inclusiv imunomodulatoare. Cum e imuno, cum e argintul, cum e aurul coloidal. Pentru că acestea modulează imunitatea. Problema este că de multe ori, când apare o boală de rinic sau de ficat, oamenii sunt tentați, mă rog, și datorită acestui sistem medical alopat care este, acum este, ce să facă? Să schimbe efectul, da? Care este ficatul bolnav sau rinichiul bolnav. Dar ne umblând la cauză. Și atunci cauza reală. Și atunci face transplant de rinichi, se îmbolnăvește și nou rinichi, face transplant de ficat, se îmbolnăvește și nou ficat. De ce? Pentru că cauza care a determinat îmbolnăvirea ficatului sau a rinichiului a rămas tot acolo. E ca și cum dumneavoastră, alegoric vorbind, e ca și cum aveți o piscină, da? Și curge apă murdară în piscină. Și dumneavoastră, harnic și silitor, în fiecare zi luați și curățați apa aia de acolo murdară, spălați piscina, o faceți lună, dar apa aia curge în continuare și murdăreți sub piscina. Nu e cumva o fel de operativ la munca în zadar?
să elimini efectul, pentru că eliminând doar efectul, păstrând cauza sau nemodificând-o, nerezolvându-o, ea în continuare va genera efectul respectiv. De aceea este atât de important să, cumva, să înțelegem cauza bolii, cum apar de fapt aceste boli și să facem acea transformare, acea modificare a cauzei ca să se vindece cu adevărat boala respectivă. Și chiar poate cu ajutorul Bunului Dumnezeu să vedem în funcție și de agenda pe care o avem în august, poate punem de o tabără, ca să zic așa. Noi să avem una acum în iulie, dar va fi cu un cerc mai restrâns, ca să spunem așa. Dar poate facem una în august, să vorbesc și cu Iulian, să vedem cum va fi agenda august-septembrie, în care cumva să ne rezervăm vreo 3 zile în care să explicăm, să arătăm, să vă ajutăm să înțelegeți, de fapt, care este acest demers al bolii, cum apare ea, de fapt, cum se generează în organismul nostru, cum apare, de fapt, de la cauză, ca să zicem așa, și pașii pe care îi parcurge, de fapt, boala până ajunge să se manifeste într-o boală fizică propriu-zisă. O să urmărim să facem o astfel de tabără în care să putem să avem timpul și spațiul și cadrul astfel încât să putem să vă explicăm și să vă arătăm, să înțelegeți persoana care evident doriți cu adevărat ce se petrece în organismul nostru și cum de apar aceste boli, ce înseamnă de fapt boala de ficat sau de rinic sau de pancreas sau de spline sau de creier sau știu ce altceva. Pentru că dacă o să înțelegeți cauzalitatea, va fi mult mai ușor să îi ajutați pe cei din jur. Va fi mai ușor să vă ajutați pe dumneavoastră și să rezolvați acele probleme. Va fi ușor să îi ajutați pe cei din jur care au astfel de probleme și foarte important va fi sau va ajuta să știți ce să faceți, că vă vom da evident și niște metode de lucru, ce să faceți ca să nu ajungeți în situația de a vă îmbolnăvi. Pentru că e foarte importantă această prevenție. Procesul de vindecare este un demers destul de, uneori destul de anevoios, care implică un efort destul de mare. Dar dacă facem un efort chiar de 10 ori mai mic de a ne menține starea de sănătate, de a preveni apariția cinești cărei situație de boală, atunci facem de 10 ori mai puțin efort de a fi sănătoși față de un efort de a ne însănătoși care este de 10 ori mai mare. Și e ca și cum, vă spun asta dintr-o experiență, am putut de-a lungul timpului să văd pacienți, chiar unii din ei prieteni care nu știam de mult timp, să văd cum e atunci când treci printr-o boală, uneori chiar o boală destul de grea. Imaginați-vă că e ca și cum aveți un câmp pe care trebuie să-l tundeți, să-l cultivați sau să-l arați sau ceva. Și veniți, vă uitați la el și ziceți, nu, astăzi nu, hai că-l fac mâine. Mâine se intervine altceva, hai că-l fac poi mâine. Și tot așa îl amânăm de o zi pe alta să îl lucrăm cum ar veni. Când suntem bine, sănătoși și în putere. Dar îl amânăm. Și la un moment dat, ce se petrece? Se înțelenește cum ar veni pământul, începe să se strice. Și când s-a stricat, apare cum ar veni boala. Ei, când suntem deja bolnavi, mai ales dacă este o boală destul de grea, e ca și cum noi ne-am apucat să arăm câmpul care trebuia arat sau tuns, iarba sau știu ce, dar acum să ne apucăm să arăm câmpul când suntem extrem de obosiți sau chiar bolnavi de ceva. Care e diferența între a ara un câmp? Când suntem bine, în putere și odihniți, și cum e când arăm
fiind slăiți de puteri, bolnavi sau știu ce altceva. Efortul este mult mai mare. Este chiar un efort foarte mare, măcar să te și apuci să faci lucrul ăla. Da, păi să-l și termini. Pe când atunci când suntem sănătoși și în putere, să arăm un câmp este cu mult mai ușor. Poate de 10 ori, de 100 de ori mai ușor. De aceea este atât de important să cultivăm în noi această atitudine de prevenție. Pentru că prevenția este de 100 de ori mai ușoară decât procesul de însănătoșire, care implică teama de boala respectivă, epuizarea resurselor pe care le avem din boala respectivă, de către boala respectivă care ne consumă, anumite incapacități fizice chiar de a face anumite lucruri care ne duce în depresie, că uite ce om activ și puternic eram și dintr-o dată stau la pat și zac și depind de ceilalți. Efortul pe care omul respectiv e necesar să-l facă ca să se vindece va fi 100 de ori mai mare decât ar fi fost efortul pe care îl făcea de a se menține sănătos. De aceea, eu vă recomand cu căldură, arați-vă câmpul atunci când e necesar, când e timpul de arat. Și cum îl arăm? Luând zeolit, luând argint coloidal, luând substanțele, suplimentele alimentare, aceste plante, în funcție de demersurile pe care noi le avem în viață. Supra-solicităm într-o perioadă ficatul, luăm liverul, solicităm creierul, luăm brain-ul, solicităm inima, luăm cardio, solicităm articulații, luăm artro, dar le pregătim, arăm timp, cum s-ar zice, câmpul din timp. Nu atunci când suntem deja loviți în aripă, ca să zic așa, care suntem foarte obosiți, slăiți de puteri și care numai gândul să ne apucăm să arăm, mi se pare o întreagă urvoadă și tragedie. Haideți să ne arăm câmpul din timp, să fie pregătit pentru orice însămânțare benefică pe care Bunul Dumnezeu dorește să o realizeze cu noi. Să revenim la întrebări. Da, dacă eventual doriți o, știu, o schemă de tratament sau mai mult despre aceste probleme cu ficatul și rinic, eventual să ne auzim după aceea într-o consultație. În seara am probleme cu picioarele, se umflă și cârcei la pulpe. Puteți să-mi recomandați ceva? Da, scoateți sarea pentru o perioadă din alimentație, cât se poate de mult. Luați alga calcaroasă, zeolit și cardio. Vă ajută extraordinar de mult. Și puteți să faceți, eu să știți că fac asta aproape în fiecare seară. Înainte de culcare, dacă obișnuiți să citiți ceva sau să căutați ceva pe net, stați cu picioarele în sus pe perete sau pe marginea patului sau țineți-le cumva în sus și permiteți drenajul limfatic și venos, ajutați cum ar veni drenajul limfatic și venos în zona picioarelor, pentru că această poziție pe care noi avem în picioare sau în ortostatism defavorizează foarte mult această întoarcere venoasă și limfatică și mai ales dacă venele nu sunt sau vasele de sânge nu sunt într-o situație tocmai foarte bună, întoarcerea aceea venoasă se face foarte greu și atunci se face stază în zona respectivă și apar tot felul de probleme. Dacă umflarea picioarelor se face sub forma acelor edeme renale, atunci luați renal. Vă ajută foarte mult. Cârceii, în schimb, arată niște lipsuri de anumite substanțe în organismul nostru și de aceea vă recomand alga calcaroasă. Plită de gătit cu inducție are influență negativă asupra alimentelor gătite pe ea? Din câte știu eu, nu. Au mai fost situații, am cercetat-o la un moment dat, apropo de aceasta, și nu am găsit că această inducție nu se realizează prin acel fenomen de radiație. E un pic diferit. Deci, din câte știu eu, nu este nociv.
dar din câte știu, încă mai studiez și eu despre aceasta. În urmă cu o lună mi-a spus să iau câte o linguriță grasă de zeolit de 3 ori pe zi, să continui tot așa. Minunat! Ar fi minunat! Puteți să faceți ani și ani de zile la administrarea zeolitului. Deci nu vă gândiți că luați 3 luni și pe aia faceți pauză și pe aia iar reluați să nu faceți supradozaj. Nu există așa ceva. Ani și ani de zile și 10 ani de zile puteți să luați zeolit în fiecare zi. Nu e nicio problemă. Din contra, va fi foarte bine. Pe lângă simtul asta am răspuns. Dacă este lipsă de somn sau măleșeală sau durere de cap din cauza radiațiilor, dacă se iau atunci 2 pastile ajută, asta având și doză zilnică, 2 pe zi, termen lung. Nu știu că aceste țări pot fi de la... Depinde de organismul nostru. Sunt ființe care sunt foarte sensibile, adică au această capacitate de sensibilizare mai mare la radiații și atunci aveți nevoie de o doză mai mare. Sunt ființe care trăiesc în medii, care sunt puternic sub influența radiaților, în orașe cu multe antene sau în zona, în apropierea unor antene, atunci evident că trebuie să luați mai mult. Doar 2 pe zi nu este suficient. Cu ce produs putem înlocui ciuperca tibetană? Ciuperca tibetană o găsiți în Suprem. Și ciupercă și turmericul găsiți în Suprem. Bună seara, Ciprian. Ce recomandați pentru varice, dar pentru hernie hiatală cu sacilitate? Pentru varice vă recomand cardio și zeolit și aur coloidal. Și să luați de la farmacie unguent de castan, iar acest unguent de castan amestecați-l cu praf de zeolit. Și dați-vă cu unguent de castan pe varicile respective. Pentru hernie hiatală, vă recomand ca tot ceea ce mâncați să mestecați de 100 de ori fiecare lingură, adică să mestecați foarte, foarte mult. Întotdeauna să vă ridicați ușor flămând de la masă, cu alte cuvinte să mâncați mai puțin decât ceilalți de lângă dumneavoastră. Cu alte cuvinte, dacă ei își umplă 3/4 stomacul sau chiar plin, dumneavoastră trebuie să fie jumătate. Să mâncați puțin și des. Deci puteți mânca mai des, dar o cantitate mai mică și să mestecați foarte, foarte, foarte mult. E o cheie în a rezolva această problemă cu hernia hiatală. Și după ce ați mâncat, nici într-un caz nu vă duceți să vă întindeți, ci să rămâneți în poziție verticală sau să vă plimbați sau ce știți dumneavoastră. Vă recomand argintul coloidal, vă recomand aurul coloidal, vă recomand alga calcaroasă. Sunt foarte bune pentru această problemă, inclusiv pentru aciditate. După cauterizarea cornetelor nazale la un diagnostic de rinite cronică, cum acționează cele 2 produse în refacerea țesuturilor cornetelor nazale? Picurați argint coloidal în nas. O să vedeți, efectul este extraordinar. Și luați-vă un ulei de susan sau un ulei de măsline, să fie la temperatura camerei și muiați cum ar veni degețelul sau un bețișor cu vată și umeziți cu uleiul respectiv de mai multe ori pe zi năsucul în interior și argint coloidal de mai multe ori pe zi pus în năsuc. Vă ajută foarte mult. Tabăra, da, o să vorbesc cu Ilian. În principiu va fi pentru toți din Freeways, pentru toți cei care doresc, evident. Să vedem acum și unde putem să o facem, că în funcție de cereri o să anunțăm, da? Deci va fi anunțat, stați fără grijă, o să anunț inclusiv și la întâlnirile care sunt, dar va fi anunțat inclusiv pe site atunci când vom face. Vom face și o întrebare, prospect, ca să spunem așa, să vedem câți doritori sunt. Pentru că în funcție de asta trebuie să alegem o locație, că acum fiind chestia asta cu pandemia, dacă sunt mulți oameni, nu putem într-o locație mică, pentru că nu ne dă voie, trebuie să fie o locație mai mare.
Dar, repet, o să primiți toate detaliile despre aceasta după ce punem la punct cu pun la punct aceasta împreună cu Ilian și veți avea toate detaliile din timp. Nu vă faceți griji. Va fi probabil sub forma unui... Dar după ce vorbesc cu Ilian, nu vreau să spun lucruri care poate nu sunt astfel modulate, că Iulian știe mai bine cum să fie forma produsului respectiv, tabără. Dar vreți să particip la o tabără din la tabără? Se poate comanda doar agentul colegial în această promoție sau trebuie comandat ambele? Mihaela vă spune despre aceste detalii, dacă puteți să comandați doar argint sau trebuie să comandați și argint și aur. Și zeolit, vă spune Mihaela la sfârșit, o să o las pe ea să facă asta. Persoana de 85 de ani amețește după ce lucrează câte ceva, se așează pe pat să odihnească și în acel moment apare amețeala în poziție culcat pe spate, dacă întoarce capul spre dreapta, la o scurtă perioadă timpul trece. Înclin să cred că e o problemă de circulație cerebrală și aceasta poate fi fie datorită carotidelor care au poate depuneri de colesterol, fie chiar la nivel cerebral să fie anumite vase de sânge care sunt încărcate și care nu mai fac perfuzia sau cum ar veni difuzia sângelui în zonele respective așa cum are avea nevoie creierul și de aceea apare această senzație, fie e o sclerozare a vaselor, ca să spunem așa, de sânge din zona creierului. De aceea, ce ar ajuta foarte mult este să ia zeolit, aur coloidal, cardio, luat, dar luat cu consecvență. Gândiți-vă, e ca și cum noi de multe ori, de aia va fi probabil foarte bună această tabără, pentru că, ca să vă explic un pic cum decurg lucrurile atunci când noi ne îmbolnăvim. Noi, de exemplu, la un moment dat, ni se petrece ceva, ne-am îmbolnăvit, da? De o anumită boală, nu contează. Și noi ne gândim în acel moment, ce am mâncat oare zilele trecute de m-am îmbolnăvit? Mi s-a făcut rău. Sau ce am făcut zilele trecute, de uite ce am ajuns, m-am îmbolnăvit și am pățit chestia asta. Sau ce am făcut acum o lună de zile, dacă e o boală mai gravă, ne gândim acum o lună sau poate acum două luni. Să știți că uneori boala crește, ca să spunem așa, pe nesimțite, fără să ne dăm seama în organismul nostru, ani de zile. E ca și cum prin atitudinile pe care le avem, prin tendințele pe care le avem, prin regimul alimentar pe care le avem, noi de fapt umplem butoiul cu benzină. Și îl umplem, și îl umplem, și îl umplem, și îl umplem, și îl umplem. Și la un moment dat apare o situație de viață neprevăzută care generează o scânteie. Butoiul ăla sare în aer. Dar nu a sărit în aer în momentul scânteii. Dar el nu a fost umplut cu o zi înainte sau cu două zile înainte sau cu săptămâni înainte. Uneori chiar ani de zile noi tot umplem butoiul ăla cu benzină. Astea se numesc factori favorizanți. Să punem benzină în butoiul respectiv. Anumită atitudine, anumit mod de a gândi, anumit mod de a reacționa la diverse situații. Toate acestea ce fac? Un anumit regim alimentar dezastros pe care îl avem. Toate acestea ce fac? Umple butoiul. Și tot se umple, se umple, se umple. Nu se petrece nimic, adică, cum să zic, suntem, din această perspectivă a medicinei clasice, noi suntem sănătoși, nu ne doare nimica, totul este foarte bine. Fumăm în fiecare zi, n-am nimic, nu mă doare nimica, mi-e foarte bine, fumez în continuare, mănânc diverse prostii, n-am nimic, nu mă simt, poate un an când exagerez și umplu prea mult stomacul, mai îmi vine înapoi pe gât sau, mă rog, am senzație de vomă, dar trece a doua zi, totul e bine, mănânc în continuare. Sunt sănătos.
Dar de fapt, noi ne pregătim terenul pentru explozie. Boala care ne va termina. Pentru că noi în fiecare zi, făcând aceste acțiuni, fumând, mâncând aiurea, la ore nepotrivite, în grabă, certându-ne și multe altele, reacționând sau interacționând cu ceilalți, enervându-ne, țipând și așa, toate acestea pun în butoi benzină. Azi, mâine, poi mâine, un an, doi, trei. Și la un moment dat se petrece ceva când butoiul se umple sau apare scânteia respectivă, indiferent că s-a umplut sau nu butoiul, apare scânteia respectivă și butoiul ce face? Sare în aer, evident că e benzină acolo. Dar ai nevoie de o singură scânteie. Ăla e factorul determinant, scânteia. Factorul favorizant sunt toate acestea. Și noi zicem, aoleu, m-am îmbolnăvit, oare ce am făcut, oare ce am mâncat? Și caut acum o săptămână, două. Nu. E departe când s-a început procesul. Uneori chiar ani de zile. Și noi zicem, da, dar de ce acum? Pentru că acum s-a acumulat suficient și acum a venit scânteia. Și se produce boala. Și noi după aia zicem, ok, dați-mi ceva ca într-o lună de zile se rezolvă acel lucru. Adică eu ani de zile umplu acolo, fac grămada aia de mormanul de gunoaie, eu vreau ca să-mi dați o pastilă și dintr-o dată să iasă, să se transfere totul și să se dizolvă. E ca și cum umplu o cadă cu apă și după aia îmi spun, știți, dați-mi, vă rog, o linguriță ca să golesc cada dintr-o dată. Nu, cada nu se golește dintr-o dată cu o linguriță. Trebuie de multe ori să scoateți de acolo. Și dacă e tratamentul eficient, devine un polonic sau devine o cană sau devine o găleată și atunci se scoate mai repede. Dar asta depinde de foarte mulți factori. Și de-aia în tabără o să vă explic de ce factor depinde dacă scoatem cu lingurița sau cu găleata din cada respectivă sau scoatem, știți că era o întrebare apropo de asta? Era o întrebare la spitalul de nebuni, cum să-și dea seama că unul e țăcănit sau nu. Și spunea, dacă ai o, chiar asta așa e întrebarea, dacă ai o cadă plină cu apă și ai lângă tine o linguriță și o cană, cum vei scoate apa din cadă? Și dacă spuneai cu lingurița, te punea la salonul 5, dacă spuneai cu cana, te punea la salonul 6, dacă spuneai că scoți dopul, te dădea drumul acasă. Există metode prin care să putem scoate dopul, dar asta implică anumite înțelegeri. Și atunci e evident că procesul de vindecare este cu mult mai rapid și mai eficient. Dar e necesar să vedem dopul, că de multe ori ne îmbolnăvim și nu vedem dopul, ci căutăm lingurița, căutăm cănița, căutăm lingura, căutăm polunicul, fără să avem această orientare sau această abilitate de a căuta, de fapt, dopul care ne vindecă cu adevărat. Dar o să vorbim despre aceasta mai pe larg. De aceea, dacă a luat cardio, praf, o lună de zile, la niște vase care sunt probabil sclerozate de-a lungul timpului, ani de zile, structura lor nu se modifică, procesul de regenerare la nivelul respectiv la 85 de ani nu se realizează foarte repede. Să aveți răbdare și organismul are niște etape pe care le parcurge în procesul de vindecare. Nu, cum vă spuneam, avem lingurița în mână, sigur golesc cada în 3 ore. Nu. Ia încercați și vedeți în cât timp goliți cada. Deci cardio ajută, dar uneori nu e suficient o lună de zile, mai ales în anumite situații. Ajutați-l și cu aur, ajutați-l și cu zeolit. Puteți chiar și alga calcaroasă să-i dați. Toate acestea ajută foarte mult. Întreabă cineva ce ar putea lua în boli autoimune. Să știți că această clasificare de boli autoimune eu am o rezervă, pentru că boala autoimună înseamnă, de fapt, un mecanism exagerat de apărare al organismului
împotriva a ceva. Și de fapt, ceea ce noi trebuie să reglăm, sau este necesar să reglăm, este de fapt mecanismul nostru de reacție. Nu factorul care o percepem ca pe o agresiune, ci reacția noastră. Și de aceea implică, de fapt, un proces mai complex. Puteți să luați aurul coloidal. Este un reglator extraordinar de puternic al reacției sistemului nostru imunitar. Inclusiv argintul coloidal reglează reacția sistemului nostru imunitar. Inclusiv imuno, să știți, reglează imunitatea, răspunsul nostru imun. Ok, văd că vin deja mulțumirile. Astăzi ați fost mai tăcuți, ca să spunem așa, din punct de vedere vocal. N-ați vrut să mă impresionați cu experiența noastră în argint și zeolit. Poate cu o altă ocazie, m-aș bucura mult, sau poate chiar la seminar. Domnul doctor, eu vreau doar să vă mulțumesc pentru că am cam așa, cam vreo lună de când iau tratament de la dumneavoastră cu cliente și vreau să spun că parcă sunt altă persoană cu fiecare zi ce trece. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, foarte mult. Mulțumim bunului foarte Dumnezeu că cu ajutorul lui. Și dumneavoastră, că da, Dumnezeu m-a îndreptat și cineva din grup, da. Dar vreau să vă mulțumesc personal. Cu drag. Doamne ajută în continuare. Doamne ajută. Domnul doctor. Da. Și eu vreau să vă mulțumesc și îi mulțumesc și celei care m-a îndrumat spre dumneavoastră. Eu am probleme foarte grave de sănătate. Am operații pe cor deschis. Am avut o perioadă foarte urâtă. Când mă sufocam, nu puteam respira, hipertensiunea pulmonară mi s-a accentuat și am, de când iau tratamentul cu SHIELD, cu cardio, cu zinc, seleniu și vitamina C, nu mai obosesc, pentru că oboseam și când vorbeam, mă simt, cum să vă spun, nu mai obosesc, nu mai mă sufoc, de exemplu, mă simt bine. Vă mulțumesc din suflet și mulțumesc și cele care m-a îndrumat spre dumneavoastră. Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnul doctor. Da, de multe ori am observat asta și aici mă includ și pe mine. Noi nu știm să apreciem starea de sănătate pe care o avem. Adică noi ne credem nemuritori, sănătoși veșnic și când ni se ia și un singur lucru din starea noastră de sănătate, începem să realizăm că, de fapt, starea de sănătate este un dar care ne-a fost oferit și de care trebuie să avem grijă, pentru că dacă îl pierdem, e foarte grea viața după aceea. Și vă spun chiar lucruri foarte simple, adică de multe ori noi spunem mă doare în cot și chiar am avut pacienți care chiar venise la cabinetul mamă cu un copil care îl durea în cot și chiar este o parteneră din Freeways și i-am spus are cumva această atitudine la figurat, ca să spunem, pentru că acea atitudine va genera în organism chiar o boală. A te durea în cot de lucrurile care se petrec în jur, poate duce, și mai ales dacă chiar și vorbești, se exprime aceasta, mă doare în cot, poate duce chiar la o problemă de sănătate și care zice, mă, ce chestie? Durerea în cot uneori este cumplită, nu poți să miști mâna, nu poți să dormi, nu poți să îți desfășuri activitatea, dacă e la dreapta, nu poți să scrii. Doar un lucru simplu. Sau mai râdeam de o pacientă. Bine, râdeam cu ea împreună, nu dezaprobător. Avea, tot timpul ea aproape niște chestii la nivelul fundulețului și spuneam, nu e așa că folosești și gândești astfel că te doare în fund de nu știu ce?
uite că nici măcar aceasta nu e bine să o mentalizezi, pentru că ea se va produce. Dar noi nu ne dăm seama acest proces de respirat, care este atât de firesc, da, ne naștem cu el, respirăm în fiecare zi de mii și mii de ori pe oră și totuși când mi s-a luat și un pic mi se strânge robinetul, este cumplită viața după aia. Doamna este chiar un caz real. Este cumplită. Era un caz acum, apropo de COVID, un bătrânel a făcut COVID și a fost necesar să se ducă la spital și să-l ventileze mecanic. Deci l-au pus pe aparate, l-a ventilat mecanic, a reușit să treacă peste episod și după ce a fost internat câteva luni de zile cu respirație mecanică, a reușit să învingă boala și la plecare i s-a dat nota de plată. Asta era în străinătate. În state, parcă. Caz real. I s-a dat nota de plată. Și când a văzut bătrânul nota de plată, a început să plângă. Și chiar plângea așa din tot sufletul lui. Medicul, când l-a văzut, efectiv i s-a făcut milă și a spus, te rog, dacă nu ai bani să plătești, că acolo nu te joci cu spitalizarea, cu banii de spitalizare, dacă nu ai bani să plătești, o să facem noi chetă între noi și o să te ajutăm, te rog, bucur-te că ai scăpat cu viață și că ai zile și că... Și el spune, nu, mulțumesc, situația mea financiară îmi permite, fără problemă, să pot să plătesc nota de plată. Și medicul mira, zice, păi și atunci de ce plângi? El spune că timp de 3 luni de zile am fost aici și asta este nota de plată pentru faptul că m-ați ajutat să respir. Și totuși, timp de 70 de ani, Dumnezeu m-a ajutat să respir în fiecare zi și nu mi-a cerut niciodată nimic. Această poveste chiar m-a impresionat și m-a făcut din nou să gândesc și să fiu atent cât de important este, de fapt, cât de important este să menținem această stare de sănătate din ființa noastră. Pentru că este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă zilnic. Zilnic respirăm, zilnic putem să vedem, zilnic simțim, zilnic avem digestie și multe alte, imunitate și multe alte. Zilnic. Este un dar de la Dumnezeu. E important să avem grijă de el. Pentru că asta e un fel de cum ne exprimăm noi recunoștința pentru darul pe care îl primim. Respectăm acest dar înseamnă că ne arătăm recunoștință. Nu îl respectăm. Vom plăti pentru consecințele acestei nerespectări. Așa este, chiar asta am pățit și eu cu rinita cronică, mulțumesc frumos, da, probabil era de mai de sus. Ok, cu aceasta încheiem în această seară. Vă recomand cu căldură să vă faceți așa numita obișnuință benefică și să o adăugați zilnic la cea de spălat pe dinți, spălat pe față, făcut dușul zilnic, poate. Să punem și această obișnuință de a lua substanțe naturale, plante, pentru a ne menține starea de sănătate, pentru a ne menține acest dar pe care Bunul Dumnezeu ne l-a dăruit și cumva prin asta să ne arătăm recunoștința față de El, că ne menține sănătoși. Ok, dăm legătura în studio. Da. Vă doresc o seară minunată și să ne vedem sănătoși, voioși, data viitoare. Mulțumim, domnule doctor, ca de fiecare dată informații utile. Important este cine a ajuns să le asculte.
Iar cu siguranță cine a testat produsele le recomandă cu inima deschisă tuturor. Așa cum spuneam la început, din partea companiei avem o ofertă specială, deoarece se dorește ca fiecare să poată să aibă acces la produsele noastre. Compania oferă promoții săptămânale. Practic, plătești un produs sau un pachet și primești două. Dacă nu sunteți încă clienți ai companiei și doriți aceste produse care s-au prezentat astăzi, puteți să reveniți la persoana care v-a invitat la conferință, fie că a făcut-o un prieten direct, fie că ați găsit un link sau o informație pe Facebook sau pe oricare alt canal. Reveniți, vă rog, la sursă și de acolo puteți să primiți informații suplimentare. În ce privește consultația cu doctorul Cătălin Luca, aceasta poate să fie achiziționată ca și un produs. De asemenea, veți obține informații de la cei care v-au îndrumat să veniți în această seară aici. Cu privire la produsele care sunt la promoție, este vorba de un pachet, un pachet care este format din zeolit și din argint coloidal. Avem două variante de pachete disponibile, deoarece, așa cum știți, zeolitul se găsește în două variante, atât sub formă de pulbere, cât și în formă de capsule, 180 de capsule într-o cutie. Deci avem un pachet format din o cutie de pulbere și un argint coloidal sau o cutie de capsule de zeolit și un argint coloidal. Deci este necesar să cumpărați un pachet, iar al doilea îl veți primi gratuit. De unde plasați comanda? Comanda o plasați din secțiunea promoții și la această oră nu puteți să vedeți oferta noastră pentru că ea intră în vigoare doar la noapte, la ora 0. Și este valabilă timp de 24 de ore, adică toată ziua de miercuri. Însă vă rog să fiți atenți pentru că, deși valabilitatea promoției este de 24 de ore, ea acționează doar în limita stocului disponibil, adică atunci când s-a terminat stocul, nu mai puteți să faceți comenzi. Deși s-au alocat mai multe produse acestei promoții decât data trecută, pentru că a existat o cerere extraordinar de mare și nu s-a putut răspunde, totuși promoția este în limita stocului disponibil. De aceea, cei care sunt cu adevărat doritori să intre în posesia produselor vor trebui să facă să placeze cât mai repede comanda, deoarece comenzile vor fi onorate în ordinea în care ele se plasează pe site. Cum știți, noi livrăm produsele nu doar în România, ci și în toate țările din Uniunea Europeană. Livrăm produsele inclusiv în UK și în Republica Moldova, iar promoția este valabilă în toate țările în care facem livrări. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare cu alte produse pe care doctorul Cătălin Luca le va prezenta. Luni seara va fi prezentarea Sănătatea corpului meu, iar marți seară un produs sau un pachet surpriză. Vă mulțumim pentru prezență din nou și vă dorim o seară cât mai plăcută tuturor. La revedere!